Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi vă voi arăta cum fac eu sărățelele. Sper să încercați această rețetă și să vă placă. Avem nevoie de 400 de grame de făină, 10 grame de sare, făina o cernem înainte, 250 de grame de unt. Eu am folosit un unt nesărat. În cazul în care folosiți un unt cu sare, vă recomand să puneți decât 5 grame de sare. Amestecăm untul cu făina foarte bine. Câteva secunde, nu foarte mult. Adăugăm chimen. Chimen puteți pune după gust. Eu am pus foarte puțin. Am adăugat 20 de grame de praf de copt, 300 de grame de iaurt. Am folosit un iaurt cu 20% grăsime. Punem bolul la mixer și mixăm pentru un minut. Nu e nevoie să mixați prea mult. Oprim și mai amestecăm puțin să se încorporeze foarte bine pe laterale. Și mai lăsăm să amestece 10-20 de secunde. Nu foarte mult. O să avem nevoie pentru a pudra blatul de lucru și acest capac. Eu, pentru început, o să folosim acest capac și o să avem nevoie de 50 de grame, 50-70 de grame de făină. Presărăm pe capac puțină făină. Punem aluatul. Mai amestecăm foarte puțin. Câteva secunde. Pentru un salatul o să avem nevoie de 50 de grame de unt. Întindem aluatul. Am întins pe acest capac pentru că se lipește dacă pun pe blat și e mult mai bine să întindem pe un capac mai mare dacă aveți. Ungem cu unt. Îl împachetăm. Îl ambalăm cu o folie de plastic și îl dăm la frigider pentru o oră. După ce a stat o oră la frigider, îl scoatem din folie. Pudrăm capacul cu făină și întindem aluatul uniform. Unt e bine să aveți scos dinainte la temperatura camerei. În cazul în care uitați să-l scoateți, puteți să-l băgați la microunde pentru 20 de secunde. După ce am întins aluatul foarte bine, îl lungem cu unt. Să avem grijă să întindem untul foarte bine, să fie peste tot.
Împachetăm. Presăm puțin cu palma. Îl învelim cu folie și îl dăm la frigider pentru încă o oră. Pentru unsa aluatul avem nevoie de 2 gălbenușuri pe care le amestecăm cu 2 linguri de lapte, susan și mac pentru presărat deasupra. O să desfacem aluatul din folie și îl întindem pe blat. Pudrăm înainte cu puțină făină să nu se lipească. Să avem grijă să-l întindem cât mai uniform, să fie aceeași grosime peste tot, să nu fie într-o parte mai gros și într-o parte mai subțire. Tăiem marginile. Dăm deoparte surplusul și o să-l întindem ultima dată. Cu un cuțit o să tăiem fâșii cât mai egale. O să băgăm cuțitul în făină de fiecare dată când tăiem, ca să nu se lipească. Vedeți cum procedez eu. Puteți tăia diferite forme, nu trebuie să tăiați neapărat cum tai eu. După ce le tăiem, le ungem cu gălbenușul pe care l-am amestecat înainte cu lapte. Le ungem foarte bine aluatul, presărăm susan și mac deasupra și le punem pe o tavă. Le dăm la cuptor la 170 de grade pentru 25 de minute. Așa ar trebui să arate. Sunt foarte bune, mie îmi plac foarte mult. Sper să vă placă rețeta, sper să încercați. Și vă aștept la următoarea rețetă. La revedere!